tâlhărit în gara din Făgăraș și este vorba despre un bărbat care a fost deposedat de bunuri prin violență. S-a întâmplat în urmă cu 2 zile. Din fericire, oamenii legii au reușit să-i prindă pe infractor la timp, iar bărbatul și-a recuperat bunurile. Acum persoanele care au săvârșit această faptă riscă ani grei de pușcărie, însă deocamdată sunt reținute pentru 30 de zile. Este vorba despre un bărbat de 44 de ani și o femeie de 45 de ani. În cauza a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată, iar cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Serviciului Regional de Transporturi Brașov, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.